Până pe 16 iunie suntem sub avertizări de cod galben și cod portocaliu de inundații pe Dunăre, spun hidrologii. Astăzi la Oltenița cota a fost de 609 cm, în creștere cu 20 de cm, iar la Călăraș sunt înregistrați 559 de cm, în creștere cu 16 cm, cota de atenție fiind astfel depășită cu 9 cm. Vineri 7 iunie, primarul municipiului Călăraș, în calitate de președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a convocat o ședință extraordinară pentru a propune luarea unor măsuri în vederea limitării efectelor negative ce pot apărea în urma creșterii alarmante a cotelor apelor Dunării și a brațului Borcea. Astfel, au fost propuse și avizate de membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență Călăraș, mai multe măsuri, printre care continuarea monitorizării cotelor fluviului Dunărea prin menținerea unei legături permanente cu dispeceratul secției de gospodărie a apelor Călăraș, completarea materialelor necesare pentru intervenție la inundații prin achiziționarea de materiale cum ar fi saci de rafie, folie de plastic, lopeți, lanterne cu acumulator și altele, dar și supravegherea permanentă a digurilor și a zonelor cu potențial de producere a inundațiilor și intervenția operativă cu utilaje și materiale pentru consolidarea digului, precum și astuparea breșelor și a eroziunilor de mal prin implicarea unor servicii din subordinea primăriei. De asemenea, au fost verificate și autorizațiile de construire din zona inundabilă a cartierului Măgureni.